capitolul 14 din Evanghelia după Marcu, de la versetul 3 până la versetul 9. Mirul turnat pe capul lui Iisus. Pe când ședea Iisus la masă, în Betania, în casa lui Simon leprosul, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nard curat foarte scump și după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Iisus. Unora dintre ele a fost necas și ziceau: ce rost are risipa aceasta de mir? Mirul acesta s-ar fi putut vinde cu mai mult de 300 de lei și să se dea săracilor. Și le era foarte necas pe femeia aceea. Dar Iisus le-a zis: lăsați-o în pace. De ce îi faceți supărare? Ea a făcut un lucru frumos față de mine, căci pe săraci îi aveți întotdeauna cu voi și le puteți face bine oricând voiți, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Ea a făcut ce a putut. Mi-a uns trupul mai dinainte pentru îngropare. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va istorisi și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Amin. Am citit acest pasaj foarte cunoscut și l-am citit din Evanghelia după Marcu, dar este prezentat și în Evanghelia după Matei, la capitolul 26, și Evanghelistul Ioan, în Evanghelia sa, la capitolul 12, îl prezintă doar Luca, nu-l prezintă. În schimb, Luca prezintă o altă situație similară în care Maria se prăbușește la picioarele Domnului Iisus și cu lacrimile ei îi stropește picioarele și le șterge cu părul capului ei. În Evanghelia după Luca, capitolul 7. Ne aflăm într-o casă, în casa lui Simon leprosul, și alături de Domnul Iisus era Simon, era Lazar, care fusese înviat, era Maria, Marta, prietenii lui apropiați, erau cei 12 ucenici, nu știm dacă mai era altcineva. Ei sunt menționați în Scriptură. Și dacă observăm contextul în care se desfășoară această întâmplare, exact înaintea prăznuirii Paștelui, exact înaintea răstignirii Domnului Iisus, vreau să notăm primul lucru interesant pe care îl face Domnul Iisus și pe care Martin Luther îl sublinea foarte frumos. Spunea așa: atunci când te simți singur, când te simți izolat și întristat, caută compania sau caută prietenia. Caută compania tovarășilor, prietenilor tăi. Asta și m-am gândit dacă Dumnezeu, dacă Domnul Iisus, ca și Fiul de Dumnezeu, a avut nevoie în momente grele de părtășia prietenilor, oare noi de ce ne izolăm? Atunci când trecem prin situații dificile, de ce căutăm izolarea? De ce acceptăm șoapta diavolului care ne spune că nimeni nu ne înțelege? Doamne, dă-ne înțelepciune în privința aceasta. Și erau acolo adunați la masă. Și în acel context, în casa lui Simon, dintr-o dată apare această femeie. Avea un vas, ne spune Scriptura, de alabastru, un material foarte prețios, foarte scump, plin cu mir, de nard, de asemenea un ulei foarte scump. Se aduna de undeva de prin munții Himalaya, în India, un mir foarte scump. Și vine femeia aceasta și sticla aceasta arăta așa cu un gât lung și nu puteai să o desfaci și din ea să curgă totodată, ci doar picura, așa că a trebuit să spargă gâtul acestei sticle și să-l toarne dintr-o dată pe capul Domnului Iisus. Și îmi imaginez această scenă. Și când oamenii dintr-o dată intră în agitație și când oamenii dintr-o dată se revoltă pe ceea ce fac, Domnul Iisus intervine și ia apărarea. Aș vrea să vorbesc despre această femeie, dar nu din prisma personajului principal, pentru că în contextul acesta, de fapt în toate evangheliile, nu trebuie să uităm un lucru, că Domnul Iisus este personajul principal, slăvit să fie El. Toată Evanghelia, toată Scriptura se învârt în jurul persoanei Domnului Iisus și nu trebuie să-L pierdem niciodată din vedere. Un lucru frumos care se întâmplă Domnul Iisus este unul și poate cel mai frumos lucru care se întâmplă în viața aceasta pe pământ. Mulți l-au urmat pe Domnul Iisus, puțini au făcut lucruri frumoase, gesturi frumoase ca acesta. Și în această zi, înaintea suferințelor, înaintea răstignirii sale, Domnul Iisus se întâmplă un lucru frumos. Dar ce păcat că acest lucru frumos atrage după sine și cel mai urât lucru care i se întâmpla Domnul Iisus, și anume trădarea. Cred că nu este un lucru mai urât care se poate întâmpla în viață decât trădarea prietenilor tăi. Și dacă ziua aceasta pornește cu un lucru frumos, deosebit, pe care îl face această femeie, se sfârșește în zilele următoare printr-un lucru cel mai urât care s-a întâmplat Domnul Iisus, trădarea și apoi răstignirea și moartea și ceea ce a suferit mai departe. Oamenii se revoltă, spuneam, și au expresia aceasta: ce înseamnă
Sau ce reprezintă risipa aceasta? Și m-am gândit care ar fi definiția cea mai bună a risipei. Și m-am gândit că risipa poate însemna cheltuiala sau consumul bunurilor materiale sau bunurilor bănești, fără nicio chipzuință, fără niciun sens. Și dacă ar fi să privim în jurul nostru, noi de fapt trăim într-o astfel de economie, economia bazată pe consum, și prosperitatea societății depinde foarte mult de cât de mult consumăm fiecare dintre noi. Și nu trebuie să vă spun eu lucruri noi, pentru că vedem fiecare dintre noi cum în ultimii ani suntem îndemnați să cumpărăm doar pentru că trebuie să cumpărăm, nu că avem nevoie neapărat de acel lucru. Trebuie să-l cumpărăm și să consumăm. Și trebuie să recunoaștem că de multe ori aruncăm lucruri care ar putea fi refolosite sau ar putea fi reparate, dar apar lucruri noi. Mi-am luat poate o pereche de papuci, îi port 2-3 luni, apare ceva mai frumos, îi cumpăr pe aia, ca să nu mai spun de alte lucruri din ceea ce mai valoroase. Obiecte în casă, mașini și alte lucruri. Așa suntem îndemnați. Economia funcționează pe baza acestui principiu. Consumă, consumă și iar consumă. Se face foarte multă risipă. Și ca un contrast la această linie a economiei, a intervenit în ultimul timp pentru că oamenii și-au dat seama că în felul acesta nu ne ducem nicăieri, ci resursele acestea se pot termina. Și a apărut linia aceasta verde, linia ecologică. Și suntem îndemnați să economisim, suntem îndemnați să folosim materiale reciclabile și alte și alte lucruri. De fapt, Scriptura nu tolerează risipa. Scriptura combate risipa. Și sunt atâtea pasaje pe pagina Sfântă Scripturii în care ni se spune că lui Dumnezeu nu-i place risipa. Nu-i place risipa în îmbrăcăminte. Învață cuvântul lui Dumnezeu ca îmbrăcămintea noastră să fie moderată și în simplitate. Nu-i place risipa în comportamentul nostru, în vorbirea noastră. De câte ori nu vine Scriptura și ne spune că în vorbire să fim înțelepți, vorba noastră să fie chipzuită, dreasă cu sare, să nu risipim vorbe în vânt, vorbele noastre să aibă un sens, pentru că vom fi trași la răspundere pentru fiecare vorbă. De asemenea, înțeleptul Solomon, sunt pline proverbele despre cuvântul acesta, chipzuință. O cetate se destramă, o cetate, o biserică se destramă, dacă nu este chipzuință acolo. Și Dumnezeu combate risipa. Și pe omul care nu este chipzuit. Vă aduceți aminte întâmplarea cu înmulțirea pâinilor? După ce Domnul Iisus se roagă pentru înmulțirea pâinilor, se întâmplă acea minune deosebită și 5.000 de bărbați, spune acolo, în afară de femei și copii, puteau fi 10.000, puteau fi mai mulți, nu știm, dar 5.000 de bărbați sunt menționați acolo. Și după ce se termină și după ce tot se satură, Domnul Iisus le dă o poruncă interesantă în Ioan, capitolul 6. Le spune așa, mergeți și strângeți toate fărâmiturile, pentru ca nimic să nu se piardă. O învățătură deosebită. În familia Domnului Iisus, în biserica Domnului Iisus, în viața noastră, lui Dumnezeu nu-i place să ne risipim. Să ne risipim timpul, să ne risipim viața, să nu facem risipă de har, cum fac mulți. A spus Apostolul Pavel că dumnezeiasca lui putere ne-a dat tot ceea ce ne trebuie sau tot ceea ce avem necesar pentru a trăi o viață de evlavie. O viață de sfințenie. Fratele Petru amintea la timpul de rugăciune câte binecuvântări avem din partea lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Și toate aceste binecuvântări le pun la dispoziție pentru a trăi o viață de har. Să nu facem risipă de aceste lucruri. Lui Dumnezeu nu-i plac. După ce investești atât de mult într-un om, să ajungi ca acel smochin neroditor să spună stăpânul despre tine, de ce să mai facă umbră pământului degeaba? Doamne, ajută-ne să fim roditori pentru tine. Amin. Și în acest context în care ucenicii se revoltă la fapta acestei femei și spun că ceea ce a făcut ea este o risipă, intervine Domnul Iisus și o laudă. Și mi-am intitulat predica din această dimineață. Care risipă o apreciază Dumnezeu? Sau când Dumnezeu apreciază risipa? Pentru că trebuie să vă mai reamintesc încă o dată, Dumnezeu este împotriva risipei, împotriva nechipzuinței, împotriva folosirii lucrurilor fără niciun sens. Unii consideră risipă ceea ce Domnul Iisus apreciază și de multe ori trebuie să ne confruntăm și noi cu problema aceasta. Vrem să facem lucruri pentru Domnul, lucruri deosebite și stârnim împotrivire și stârnim reacție negativă din partea celor din jur. Dar suntem convinși în inima noastră că acel lucru îi place Domnului. În această dimineață, Cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne învețe un lucru, că sunt anumite lucruri pe care oamenii le vor numi risipă, dar Dumnezeu le va aprecia. Amin. Și aș vrea să privim
spre textul din această dimineață ca să putem răspunde la această întrebare din titlu: când Iisus apreciază risipa? Și în primul rând, Iisus apreciază risipa atunci când motivația ta este o motivație curată. Știți ce a stat la baza gestului pe care l-a făcut Maria? Dragostea lui pentru Dumnezeu. A avut o motivație curată. Domnul Iisus, când ia apărarea, îi spune așa: lăsați-o în pace, pentru că ea a făcut un lucru frumos. A venit cu un gest frumos înaintea lui Dumnezeu. O motivație curată. De multe ori scuza noastră este aceasta: frate, eu fac ceea ce mi se spune, eu fac doar ceea ce cunosc. Eu vreau să vă întreb, cine a pus Mariei gândul acesta în minte? A venit Dumnezeu și a pus în minte gândul: du-te și fă asta, Domnul Iisus? Cine a pus lui David gândul în inimă sau în minte să zidească o casă Domnului? Cine? Dragostea lui pentru Dumnezeu. Pasiunea lui pentru Dumnezeu. Multe lucruri se nasc din dragostea noastră pentru Dumnezeu. Multe gesturi, multe atitudini ale noastre, multe fapte pe care le facem se nasc din dragostea noastră față de Dumnezeu. Nu trebuie să-mi spună nimeni că trebuie să fac acel lucru. Simt eu că vreau să fac ceva frumos pentru Dumnezeu. Dar simțim această pasiune? Simțim această dragoste din inima noastră? Femeia aceasta a avut această motivație corectă. Ea nu a urmărit popularitate, nu a interesat-o să fie văzută. De fapt, dacă am privit în contextul la acea vreme, femeia era văzută într-un mod destul de josnic. Știți că una din rugăciunile fariseilor, în mod special, și a celorlalți evrei, era: Doamne, îți mulțumesc că nu m-ai făcut femeie? Femeia era disprețuită. Femeia nu era acceptată la mesele lor. Femeia nu era privită bine. Și ea se umilește, se smerește, merge acolo în mijlocul oamenilor acela, bărbaților acela, și face acest gest. Ce a împins-o pe ea locul acela? În niciun caz popularitatea. În niciun caz n-a avut alte motivații ascunse, cum ar fi mândria sau alte gesturi ca să arate cine este ea. Ci motivația ei ascunsă a fost dragostea față de Dumnezeu. Dacă vrei să faci ceva care să conteze cu adevărat, fă-o din dragoste. Dacă ești unul care cântă în biserică, dacă ești unul care predice în biserică, dacă ești unul care te rogi sau faci alte și alte lucruri în biserică sau în afară, dacă nu o faci cu dragoste, lucrurile acelea nu contează. Dacă scot un ban, dacă fac orice lucru, orice milostenie, dacă nu le fac din dragoste, lucrurile acelea nu contează în ochiul lui Dumnezeu. Dacă vreau ca lucrurile care le fac să conteze cu adevărat, pune la baza lor dragostea. De câte ori nu i-a mustrat Domnul Iisus și pe farisei chiar și spunea că tot ceea ce fac, fac de ochii oamenilor. Eu mă rog ca de fiecare dată când facem ceva pentru Dumnezeu, motivațiile sau motivația inimii noastre să fie curăția de inimă și dragostea. Amin. Doamne, ajută-ne lucrul acesta. Știți că de multe ori cei care slujesc în față încearcă să-și hrănească eul lor și nu au o motivație corectă înaintea lui Dumnezeu? Și poate vă șochează această afirmație, dar este adevărată. Și fiecare care slujim într-un grup sau într-o biserică sau aici în față, de fiecare dată venim cu gândul acesta și cred că avem toți gândul acesta: Doamne, te rog frumos, în ziua aceasta, oamenii să te vadă pe tine, amin? Oamenii să privească cuvânt de la tine? Sunteți făcuți de Dumnezeu într-un... și avem acest mod comun fiecare dintre noi: nevoia de apreciere. Și de multe ori slujim înaintea oamenilor și este tentant ca eu nu o să fie hrănit sau să dorească să fie hrănit. Să am satisfacția cu oamenii mă ascultă, cu oamenii mă urmăresc. Să nu mă intereseze neapărat ce hrană primesc, să nu mă intereseze neapărat ca ei să asculte cuvântul lui Dumnezeu, cât să mă intereseze ca eu să iau în fața mea și ei să mă asculte. Și aceasta dintr-o dată devine o motivație greșită. Motivația adevărată cu care slujim Domnului este că îl iubim pe El, amin? Maria era plină de dragoste și de recunoștință față de Mântuitorul ei. Și în aceeași încăpere erau ucenicii, dar în mod special era Iuda. Și în pasajul din Ioan, capitolul 12, este mai mult specificat acest ucenic. De fapt, el ia inițiativa și spune lucrul acesta: ce înseamnă risipa aceasta? Și Iuda era prezent în locul acela. Și inima lui era lipsită de recunoștință, era lipsită de compasiune. Maria cu o inimă plină de dragoste și de recunoștință, Iuda cu o inimă fără recunoștință și lipsită de compasiune. Când Iisus apreciază risipa,
În al doilea rând, atunci când recunoști ordinea priorităților pe care Dumnezeu a așezat-o. Știți ce a spus Domnul Iisus ucenicilor? Versetul 7. Pe săracii aveți totdeauna cu voi. Eu asta și m-am gândit și m-am pus în persoana Domnului Iisus să fiu acolo împreună cu ei. Să fie regele regilor de față cu ei. Și la un moment dat ei să spună preocuparea lor să fie cu banii aceștia sau cu ceea ce a făcut femeia aceasta pentru tine. S-ar fi putut da săracilor. S-ar fi putut cumpăra multe lucruri săracilor. Nu mi s-a întâmplat câteodată, mie mi se întâmplă destul de des să am o femeie care ne ajută, de multe ori vine și ne dă anumite lucruri și spune, decât să le arunc, m-am gândit să vi le dau. N-am avut curaj niciodată, îi zâmbesc de fiecare dată și spun mulțumesc, dar i-aș spune, mai bine aruncă-le dacă asta e motivația. Oare cum s-a simțit Domnul Iisus când ucenicii au spus, decât să fi făcut gestul ăsta pentru tine, Doamne, mai bine s-ar fi dat săracilor? Nu cred că și-au imaginat, cum nu și-au imaginat nici stările prin care trecea Domnul Iisus atunci când le-a spus că va trebui să moară și ei s-au început să se certe între ei. Care va fi cel mai mare? Cine va prelua conducerea? Dar în fața Domnului Iisus, gândurile lor, mintea lor, tot ceea ce aveau în inima lor, era descoperit. El le cunoștea gândurile, știa intențiile, știa motivațiile lor. Oare Domnul Iisus vrea să le spună aici ca să neglijeze grija pentru săraci? Oare Domnul Iisus îi spune aici să nu mai aveți grijă de săraci? Eu cred că nu. Așa cum le-a spus fariseilor, voi dați zecioală din mărar, voi dați zecioală din cele mai mărunte lucruri. Și nu-i rău că faceți lucrurile acestea, dar lăsați neglijate celelalte mai mari. Mila, dreptatea, credincioșia. Lucrurile acestea, dați zecioială, continuă să le faci. Dar sunt importante celelalte și acolo creează Domnul Iisus ideea priorității, ceea ce este prioritar în viața omului. La fel și aici înseamnă, nu că nu este bine să îngrijim de săraci, dar prioritar este Domnul Iisus. Și mă întreb eu oare, dacă dăm prioritate Domnului Iisus în toate lucrurile în viața noastră, oare ceilalți din jur, săracii, cei care au nevoie de hrană, văduvele, orfani, oare nu sunt satisfăcuți? Ba da! Ba da! Oare dacă eu dau prioritate Domnului Iisus și lui Dumnezeu și apoi familie și alte lucruri, oare nu sunt satisfăcute și alte? Ba da! Dar noi uităm lucrul acesta și sub masca unei motivații bune venim cu fel și fel de scuze înaintea lui Dumnezeu și numai și numai ca să nu facem ceea ce Dumnezeu vrea de la noi. Mi-a plăcut că femeia aceasta nu a privit spre oameni. V-am spus că era pusă într-o situație destul de dificilă. Oamenii o priveau pismaș, ba mai ales după gestul ei. Au și criticat-o și au mustrat-o. Nu i-a fost ușor. Știți ce a făcut ea? S-a uitat țintă la Mântuitorul ei. Ce lucru interesant. S-a vorbit la timpul de rugăciune despre lucrul acesta. S-a uitat țintă la Mântuitorul ei și a ignorat vorbele celor din jur, privirile celor din jur, replicile celor din jur. Știți cât de mult pierdem noi? Cât de mult timp pierdem noi ca să ne apărăm în fața atacurilor opozitoare ale celor din jurul nostru? Știți cât de mult ne afectează pe noi vorbele din jur și ceea ce spun alții și pierdem timp ca să ne dezvinovățim, ca să ne luăm apărarea, ca să facem așa fel încât lucrurile să se dovedească că nu sunt adevărate? Știți ce a făcut femeia aceasta? A privit spre Hristos și a lăsat ca Hristos să o apere. Eu aș vrea încă un lucru să învățăm în această dimineață. Atunci când poate ești vorbit pe nedrept, atunci când sunt trimise săgeți din partea altora spre tine, lasă-L pe Iisus să te apere. Oare nu o va face Hristos? Ba da, o va face. Lăsați-o în pace, spune El. Pentru că ea a făcut un lucru frumos și pe femeie o laudă și o apreciază și pe ucenicii îi mustră. O, dacă am ști să lăsăm de fiecare dată ca Dumnezeu să ne apere, să nu ne luăm noi apărarea, oare câte răni s-ar evita? Oare cât timp pierdut s-ar evita? Oare am putea stopa împânzirea bârfei și a vorbirii de rău? Sunt sigur că da. Doamne, de ne în privința aceasta. Femeia aceasta și-a țintit ochii spre Domnul Iisus. Noi de multe ori trăim și pierdem mult timp, ne organizăm viața în așa fel încât să placem oamenilor. Și Dumnezeu nu-i place lucrul acesta. Cel mai frumos este ca prin ceea ce facem noi să căutăm să placem lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Atunci când cauți să placi oamenilor, oricât vei încerca să le placi lor, nu-i vei mulțumi? Oricum nu vei avea apreciere totdeauna.
Dar dacă vei căuta să placi Domnului, dacă vei căuta ca prin ceea ce faci tu să aduci laudă lui Dumnezeu, Dumnezeu va ști să aprecieze. Slăviți să fie Domnul! Nu vi s-a întâmplat de multe ori să acționezi după ceea ce dictează alții, după ceea ce fac alții și să fii la urmă, să rămâi cu multe remușcări și cu păreri de rău? Mie mi s-a întâmplat, fiecare dintre noi cred că ni s-a întâmplat. Lucrul cel mai frumos este atunci când faci ceva, să o faci pentru Hristos. Doamne, ajută-ne lucrul acesta! Spuneam că multe lucruri frumoase se pot face dintr-o motivație curată, din dragoste pentru Dumnezeu. Observați că de multe ori lucrările sunt stopate în biserică și multe lucruri sunt stopate pentru că sunt opozitori care nu înțeleg că în spatele acelui lucru nu este o risipă, ci este ceva făcut pentru slava lui Dumnezeu. Și mi-aduc aminte doar un exemplu foarte practic și foarte recent din mijlocul bisericii noastre, lucrarea de misiune. În ultimul timp s-a cheltuit foarte mult și poate unii se întreabă și spune: mă, dar de ce să trimiteți bani acolo în capătul ăla de lume? De ce să trimitem bani acolo când banii aceștia s-ar putea investi aici? Sunt atâția săraci în mijlocul nostru. Când cu banii aceștia am putea face ceva aici. Numai ca să pocăiască doi? Da, pentru doi se merită. Slăviți să fie Domnul! Astfel de gesturi în ochii lui Dumnezeu nu sunt risipă. Dar la acest al doilea punct vreau să specific un lucru. Pentru că mulți vin cu idei frumoase și este bine, pentru că lucrurile frumoase în biserică se fac cu cheltuieli. Dar un lucru ne învață femeia aceasta interesant și vreau să ținem minte toată viața. Atunci când aduci ceva Domnului, când faci ceva pentru Domnul, trebuie să te coste pe tine. Că tare de multe ori noi facem daruri și facem lucruri cu banii altora. Tare de multe ori am văzut oameni care iau inițiativă prin biserică și haide să ajutăm pe nu știu care și sună din trâmbiță să știe toți că el e în prim plan și o face cu banii altora. Este drept că în unele situații avem nevoie să ne sprijinim unii pe alții, dar în primul rând trebuie să contribui tu, să te coste pe tine. Femeia aceasta a cheltuit și, ca să înțelegem ideea, trebuie să vedem câți bani a cheltuit. Spune aici Scriptura 300 de dinari, 300 de lei. Ca să o facem mai reală în mintea noastră, asta înseamnă, pentru că în altă pildă Domnul Iisus vorbește că plata unui muncitor pe o zi era un dinar, un leu. Asta înseamnă 300 de zile de muncă, aproape un an de zile de muncă. Paragonat cu salariul mediu pe care îl avem noi aici, undeva să zicem 1000 de euro la lună, asta înseamnă 12.000 de euro. Strânși de femeia aceasta și dintr-o dată, concentrați acolo în vasul acela cu mir, turnați pe capul lui Iisus. Și ne-am fi întrebat noi: dar n-ar fi ajuns câteva picături? Dar n-ajungea câteva picături? Jumate din vas, nu? Pentru că asta vrea Dumnezeu de la noi. Să faci ceea ce poți cu ceea ce ți-a dat El. Slăviți să fie Domnul! A costat-o pe femeia aceasta. Nu a profitat de ceea ce i-au dat alții. A costat-o. Vă aduceți aminte că cel ce a instaurat gândul acesta a fost David? Când a spus: eu nu pot să aduc o jertfă înaintea Domnului fără să mă coste nimic. Și de atunci acest principiu rămâne stabilit și Dumnezeu îl apreciază. Când aduci o jertfă înaintea lui Dumnezeu, nu aduci ceea ce nu-ți mai trebuie. Aduci ceea ce e mai bun și mai frumos. Și cu un exemplu practic. Știți că la sfârșit de an noi facem strângeri pentru lucrarea de misiune și suntem îndemnați să aducem la casa Domnului ceea ce nu mai purtăm, ceea ce nu mai folosim, pentru că se pot folosi alții. Și nu-i rău la lucrul acesta. În ultima dată, în decembrie, s-a mai specificat un lucru interesant și am văzut că biserica a reacționat foarte frumos. S-a spus așa: fă un pachetel. Și în pachetelul acela pune câteva lucruri, împreună cu copiii tăi. Pune câteva lucruri bune, noi, cumpără ceva pentru copiii de acolo. Tare mult s-au bucurat pentru lucrurile acelea. Pentru că a fost ceva care te-a costat și ai dat ceva frumos acolo. Fiecare a pus inima la ceea ce a făcut. Unii au dăruit cu dragoste, unii au dat, nu că ceea ce nu le-a trebuit, au dat din lucrurile lor. Și Dumnezeu îi binecuvintează pe astfel de oameni. Nu spune nicăieri Dumnezeu cât să dai, dar spune să dai totul. Nu-i dărui lui Dumnezeu ceea ce nu-ți mai trebuie. Și aici mă refer nu neapărat la bani, mă refer la timpul tău. Știți care e timpul care îl dăm noi Domnului? După ce istovim trupul acesta seara, îți aduce aminte și conștiința te mustră, trebuie să mai citești ceva și de Scriptură. Haideți să fim înțelepți, să-i dăm lui Dumnezeu timpul cel mai eficient. Și aici nu spun că e dimineața, la amiază sau seara. Fiecare dintre voi știți care e timpul cel mai eficient care îl poți da Domnului.
Dă-i lui Dumnezeu. Nu-i da ce mai îți rămâne. Nu da în ultimul moment întins în pat într-o rugăciune, aproape adormind. Dă-i timpul cel mai eficient în viața ta. Femeia aceasta știu să dăruiască. A făcut ceea ce a putut. Nimeni nu-ți cere să faci ceea ce nu poți. Nimeni nu-ți cere să fii evanghelist, nimeni nu-ți cere să fii predicator, să fii cântăreț, să faci lucruri care face altul. Hristos îți cere să faci ceea ce poți tu. Amin? Femeia aceasta a făcut, a adus o jertfă pe cheltuiala ei și a știut să privească spre Hristos țintă și să nu privească spre batjocurile celor din jur. Și Dumnezeu a apreciat-o pentru lucrul acesta. Când Iisus apreciază risipa? Atunci când faci ceva frumos pentru Dumnezeu care te costă. Amin? Când Dumnezeu apreciază risipa? Atunci când recunoști ordinea priorităților și vreau să dezvolt ideea pe care nu mai am subliniat-o adineauri. N-aș vrea să fiu înțeles greșit. De acum să se înceapă să se spună că nu este important ca săracii să fie ajutați. Nu spun lucrul acesta. Dar spune acolo Domnul Iisus un lucru. Pe săracii aveți întotdeauna. Dar pe mine nu mă aveți întotdeauna. Ați înțeles ideea? Ordinea priorităților. În momentul respectiv era Hristos prioritatea. În momentul respectiv toată atenția trebuia acordată Lui. Era un mofta Domnului Iisus? Nu. Pentru că atunci când îți îndrepți privirile spre El, așa cum auzeam, atunci când știi să încredințezi lui Dumnezeu toate problemele tale, toate nevoile tale, atunci sunt rezolvate. Atunci când te concentrezi pe ele, atunci când te concentrezi pe alții din jurul tău, atunci problemele tale continuă și poate se agravează. Haideți să dăm totdeauna, să acordăm totdeauna prioritate Domnului Iisus. Haideți să dăm totdeauna cinste Domnului Iisus, așa cum a făcut femeia aceasta. Când Iisus apreciază risipa, Maria și-a dat banii ei ca să-L aibă pe Hristos. Iuda l-a dat pe Hristos ca să aibă banii. Ce diferență, ce contrast. Și la fiecare punct, la fiecare lucru, fiecare idee care am pus-o, am pus un contrast între fapta și gestul Mariei și ceea ce a făcut Iuda. Și am spus prima dată că Maria era plină de dragoste și de recunoștință. Și Iuda stătea în locul acela plin de resentiment și fără compasiune față de Hristos. Am spus că Maria risipește pentru Domnul, iar Iuda se gândea cum să strângă pentru El. Dacă motivația și dacă acest gând al Mariei era ce să facă mai bun pentru Hristos, gândul mascat al lui Iuda, sub forma aceasta că mai bine trebuiau ajutat săracii, era cum să strângă pentru El. Și spune aceasta evanghelistul Ioan, capitolul 12, el sublinează un lucru acolo interesant. Spunea lucrul acesta, spune Scriptura, pentru că El era cel care ținea punga și punea mâna în ea. Motivația Mariei a fost una deosebită. A dat tot ce a avut pentru Hristos. A spart vasul acela cu mir și l-a golit tot pe capul lui Hristos. Și Iuda, sub masca aceasta a afacerii de bine, a milostivirii, faptul că el se îngrija de săraci, avea în gând că acei bani ar fi fost foarte buni și folositori și pentru buzunarul lui. 12.000 de euro, se gândea el, ar fi putut sătura mulți săraci și ar fi ajuns și lui. Vedeți ce înseamnă motivația greșită? Și de multe ori motivațiile acestea greșite sunt ascunse sub niște cuvinte pompoase, frumoase. Și n-ați văzut replici și afirmații ale fraților că trebuie să facem lucruri deosebite și în spatele lor sunt motivații ascunse? Doamne, păzește-ne de lucrurile acestea. Atunci când mă rog în biserică și mă rog cu mâinile sus, ce treabă am eu dacă tot faci pentru Hristos? Dacă te rogi tare sau încet, dacă vii și cânti plângând aici, dacă vii și predici cu patos sau fără patos, ce treabă am eu să judec dacă tot faci pentru Hristos? De multe ori suntem în pielea lor și aș vrea să nu cădem în capcana aceea să ne gândim, mă, ce rău era Iuda. Eu vă spun sincer, dacă aș fi fost contemporan cu ei, aș fi făcut la fel? Care dintre voi poate spune că în împrejurarea aceea, când o femeie dă buzna în felul acela, când sparge vasul acela și când foarte precis Iuda calculează și spune, mă, 12.000 costa asta, cu banii ăștia puteam ajuta nu știu câte familii, cu banii ăștia puteam să dăm la nu știu cât săraci. Care dintre voi are curaj să spună că el ar fi spus la fel ca Domnul Iisus? Că asta este o risipă bună și apreciată de Dumnezeu.
Cred că fiecare dintre noi am fi fost în pielea lor și în pielea ucenicilor și am fi spus și am fi reacționat la fel ca ei. Haideți să nu ne dăm prea sfinți acolo unde nu trebuie. Mai bine să ne cercetăm în gândul nostru și să ne gândim, oare de câte ori am judecat în inima mea? Oare de câte ori m-am uitat la lucrarea care o făcea altcineva și poate el a făcut-o din dragoste pentru Dumnezeu și Dumnezeu i-a apreciat lucrarea aceea și am știut să judec și să arăt cu degetul? Doamne, iartă-ne să nu avem noi gândul acesta lui Iuda. Pentru că la Iuda au fost momente și au fost diferite situații în care a putut să căiască și să pocăiască. Și fiecare dintre noi avem momentele acestea. Dar dacă le resping și pun barieră și spun nu, cuvântul ăsta nu-i pentru mine. Oare ce șansă are cuvântul lui Dumnezeu să te pătrundă și să te schimbe? Șansa aproape de zero. Eu aș vrea de fiecare dată când ascultăm cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelie, să lăsăm ca acest cuvânt să ne vorbească nouă. Să nu spunem că e tare potrivit pentru alții, e potrivit pentru mine, Doamne. Ce pot eu învăța de aici? Doamne, ajută-mă la lucrul acesta. Când Iisus apreciază risipa, când faci totul la momentul potrivit. Spune Domnul Iisus în versetul 9 că femeia aceasta a făcut un lucru și un gest deosebit pe care ea poate nu l-a înțeles. I-a îmbălsămat trupul înainte de îngropare. Ia un strupul înainte de gropare. Vă aduceți aminte că după învierea Domnului Iisus, niște femei s-au dus la mormânt cu mir ca să îmbălsămeze trupul? Vă aduceți aminte? Și ce au găsit acolo? Mormântul gol. Deci actul acesta al îmbălsămării Domnului Iisus nu a mai putut să aibă loc. De ce? Pentru că la momentul potrivit și la timpul potrivit l-a făcut această femeie. Multe lucruri și situații în viața noastră nu sunt repetibile. Sunt anumite acțiuni pe care le facem și se repetă și poate spui, dacă n-am prins trenul ăsta, îl vor prinde pe următorul. Nu cu mult timp în urmă am vorbit despre lucrarea aceasta pe care o spunea înțeleptul Solomon Eclesiastul, că toate lucrurile își au vremea lor. Și vorbeam atunci că fiecare lucru pe care îl rânduiește Dumnezeu în viața noastră, sau sunt lucruri în viața noastră pe care îl rânduiește Dumnezeu, prin care vom trece doar o singură dată? Sunt anumite situații și oportunități pe care Dumnezeu ți le pune în fața ta sau înaintea ta prin care să treci prin ele, dar dacă am pierdut momentul? Oare câți au plecat de lângă noi întristați pentru că n-am avut să-i spun o vorbă bună? Oare câți au plecat de lângă noi nemântuiți pentru că n-am știut să-mi găsesc timp să vorbesc cu El despre Hristos? Oare câte ocazii au plecat pe lângă noi și apoi au intervenit păreri de rău în mintea noastră dacă s-ar mai întoarce odată, dar nu se mai întorc? Sunt lucruri pe care tu trebuie, Dumnezeu ți le pune înainte și tu trebuie să profiți de ele. Un astfel de lucru l-a înțeles această femeie, Maria. Și Domnul Iisus apreciază această risipă și pentru lucrul acesta. A știut să o facă la timpul potrivit. Poate fără să vrea, femeia aceasta s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu și a făcut acest gest pentru mormântarea lui. Un lucru extraordinar. Și m-am gândit, ea a făcut un lucru mic, dar Mântuitorul a completat tot acest act pe care l-a făcut ea. Ea n-a făcut, poate, dacă ar fi întrebat-o, Maria, știi ce ai făcut tu? Ar fi spus, am făcut un simplu gest de dragoste pentru Mântuitorul meu. Dar Domnul Iisus completează și spune că ai făcut mult mai mult decât atâta. Tu mi-ai uns trupul pentru îngropare și mai specific acolo ceva Domnul Iisus. Oriunde se va propovădui Evanghelia aceasta, se va vorbi și despre ce a făcut femeia aceasta. E adevărat, fraților? E adevărat? A văzut Domnul Iisus peste veacul lucrul acesta? A văzut poate și această dimineață? Și sigur a văzut-o, că și în această dimineață se va vorbi despre ce a făcut femeia aceasta. Care va fi pomenirea ta? Ce lași în urmă? Ce se va vorbi după ce vei trece din lumea aceasta? Doamne, ajută-ne ca de fiecare dată când ne pui în inimă un îndemn sau ceva, să facem un lucru pentru tine și poate pare ceva banal. Știți că de multe ori lucrurile pe care le facem noi pentru Hristos și chiar cele practice par să nu aibă niciun rezultat vizibil imediat, dar apoi vezi că este o risipă pe care Dumnezeu o apreciază. Haideți să nu pierdem oportunitățile și momentele pe care Dumnezeu ni le pune în față ca să facem lucrurile care le vrea El. Milostenii vei avea posibilitatea să faci toată viața. Asta înseamnă în versetul acesta, că pe săraci aveți întotdeauna. Milostenii vei avea posibilitatea să faci totdeauna. Dar sunt anumite oportunități și momente în viață pe care nu vei mai le vei avea ocazia să se întâmple sau să treci prin ele. Haideți să fim înțelepți, să prindem ocazia. Eu știu că de fiecare dată Dumnezeu când ne cheamă la lucrurile acestea, nu le trece așa într-un mod pe furiș ca noi să nu le prindem și după aia spune ai pierdut ocazia. Știu că de fiecare dată Dumnezeu ne vorbește, dar știți că Dumnezeu vorbește unii inimi pline de pace și de liniște? O inimă care se hrănește și se adăpostește în cuvântul Lui? O inimă care se desfătează în Domnul? Și atunci simți călăuzirea Duhului. Atunci înțelegi
și simți glasul Domnului că trebuie să facă lucrul acesta și nu pregeta, fă-l! Și apoi vei vedea biruința pe care o dă Domnul. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Maria și-a dat banii, economiile ei, ca să-L aibă pe Hristos. Iuda le-a vândut pe Hristos ca să aibă bani. Poate n-a fost numai pentru bani, dar a primit bani. Și ce dezolant, doar pe 30 de arginți. Femeia aceea a cheltuit 300 de lei, economia ei pe o viață întreagă poate, și le-a aruncat dintr-o dată pe capul lui Hristos. A înțeles că prin spargerea vasului, a înțeles că prin acest gest de dragoste pe care l-a făcut pentru Hristos, Dumnezeu o avea aprecia și aștepta din gura Domnului Iisus cuvintele. Nu aștepta de la oameni. Aș vrea să învățăm câteva aplicații practice din lucrul acesta, ceea ce putem face noi. Și unul deja l-am subliniat. Atunci când simți să faci ceva pentru Dumnezeu, atunci când Dumnezeu poate îți spune să faci ceva, poate ai anumiți bani pe care vrei să-i dai din toată inima, poate ai un anumit timp pe care vrei să-l pui la dispoziția lui Dumnezeu și s-a apreciat lucrul acesta și am spus ca Dumnezeu să binecuvinteze tinerii care au renunțat la un loc de muncă, poate la alte beneficii care le-ar fi putut avea să stea aici în mijlocul bisericii și au mers să dea timpul acesta de 2 ani, să facă o școală pentru a merge apoi în misiune. Sunt multe gesturi și lucrări pe care le poți face din dragoste pentru Hristos. Cu timpul tău, cu tot ceea ce ți-a dat, de fapt mă gândesc, oare tot ceea ce avem, de la cine avem? De la Domnul. Gândiți-vă la imaginea aceasta a copilașului dumneavoastră. Când mergeți undeva la un magazin și îl vede o pungă de bomboane și le vrea neapărat și strigă după ele și tu îi le dai că nu te costă nimic. Și îi le dai. Și apoi mergi mai departe acasă și la un moment dat se pare ție că ar fi interesante bomboanele acelea și spui, dă-mi și mie o bomboană. Nu? No? Și le strânge la piept. Dă-mă și mie o bomboană. Nu poate. Tate-s bune. Oare de multe ori nu suntem și noi în situația aceasta? Tot ce avem avem de la Dumnezeu. Copilul acela nu înțelege că pe tată nu l-a costat o avere. Că din alea poți să-i cumpere să-l umple de bomboane. Că n-are nevoie neapărat de bomboană, ci vrea să-l învețe, că trebuie să dăruiești și altora. Așa ne raportăm de multe ori la tatăl nostru. Nu, Doamne. Și ne strângem așa, abia le-am căpătat. Dar eu pot să-ți dau mai multe. Eu vreau să te învăț că tu trebuie să dăruiești altora. Doamne, ajută la lucrul acesta. Îmi place ideea aceasta interesantă care se vehiculează prin biserici. Oamenii sunt foarte împotrivitori zeciuielii. Știți că aceasta era o regulă a legii, a Vechiului Testament și îi spun, noi nu mai suntem sub lege, suntem sub har, slăviți să fie Domnul. Și nu mai trebuie să dăm zecioală și adevărat. Știți că trebuie să dăm? Spune așa, cât ne îndeamnă inima. Și acum întreb, cât te îndeamnă inima să dai? Dacă e o inimă plină de dragoste pentru Hristos, nu te vei mai uita la 10-a parte, vei da mai mult. Asta înțeleg eu din cuvântul lui Dumnezeu. E adevărat ce spune-i tot, Dumnezeu nu mai socotește 10%, nu? E adevărat. Ești sub har. Dăruiește lui Hristos. Dă mai mult de 10%, să arăți că îl iubești mai mult. Dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea fariseilor și a cărturarilor. Cu niciun chip nu vom intra în Împărăția lui Dumnezeu. Fă mai mult. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Ceea ce facem și oamenii consideră risipă, dacă eu sunt convins că o fac din dragoste pentru Hristos și știu că o fac la momentul la care Dumnezeu mi-o cere, fă-o și nu te uita la ceea ce spun oamenii. Știți ce risipă mai putem face noi? Risipă de apreciere, risipă de iertare, risipă de acceptare. Fiul risipitor pleacă de acasă, ia partea lui de avere, o risipește, așa spune Scriptura, și apoi, după ce își dă seama de ceea ce a făcut, se întoarce la tatăl. Știți ce face tatăl? Îl primește, îl ia în brațe, îl sărută, îi pune inel în deget și parcă noi aici am spune într-o dată, ajunge! N-ajunge. Vreau să fac risipă. Risipă de iertare, de acceptare. Tăiați vițelul cel gras, dar n-ar fi ajuns iertarea. Fiecare dintre noi am fi spus, măi, după tot ce a făcut, deja prea mare dragoste am arătat că l-am luat în brațe și l-am iertat și l-am reprimit, nu ca slugă. Nu, tăiați vițelul. Facem o masă, un ospăț în cinstea lui. Ăsta e Dumnezeul nostru, slăvit să fie El. Știți câtă risipă de iertare a făcut față de fiecare dintre noi, de acceptare? Și noi suntem selectivi. Știți unde a intrat Domnul Iisus?
Ne spune și Evanghelia după Matei, în capitolul 26, că era în casa lui Simon, leprosul. Simon leprosul. Adică omul acesta a avut lepră. Și mai apare odată în scenă Simonul acesta și este foarte interesant, vezi? Scriptura, de multe ori par lucrurile cazuale, dar sunt foarte bine așezate. În capitolul 7 din Luca, în Evanghelia după Luca, mi se spune că Domnul Iisus era în casa unui fariseu. Și mai jos, atunci când Dumnezeu îl mustră, aflăm și numele lui. Era Simon. Și intră o femeie în casa acestui fariseu, care vrea să-l ispitească pe Domnul Iisus. Și intră o femeie și se aruncă la picioarele lui. Și toți o știau. Asta e păcătoasa satului. Asta e femeia care trebuie respinsă, izolată. Așa cum se predica duminica trecută. Ăștia sunt oameni de care trebuie să ne păzim. Noi suntem sfinți. Ăștia sunt departe de împărăție. Trebuie să stăm departe de ei. Și intră această femeie și cu lacrimile ei udă picioarele Domnului Iisus și cu părul ei șterge lacrimile. Și se uită Simon acesta, fariseul, și spune așa în mintea lui: am auzit eu vorbindu-se despre Domnul Iisus și mulți îl recunosc ca proroc. Și spune așa acolo în Evanghelie: dacă ar fi el proroc, ar ști cine e femeia aceasta. Și Domnul Iisus, plin de dragoste, se îndreaptă spre el, pentru că îi cunoștea gândurile, și l-a pus o întrebare. Un stăpân avea doi robi, unul îi datora 50 de lei și altul 500 de lei. Și pentru că nu aveau cu ce să plătească, i-a iertat pe amândoi. Simone, care crezi că îl va iubi mai mult? Și Simon se gândește și spune: cred că celui care i-a iertat mai mult. Și spune că drept ai vorbit. Omul acesta apare din nou în Evanghelie ca Simon leprosul. Și desigur, după legea lor, știm că Simon, dacă ar fi avut lepră, nu putea să stea în casă, ci trebuia să fie în afara cetății. Și lucrul acesta ne face să înțelegem că omul acesta a fost vindecat de Iisus. Probabil în mintea lui a fost lupta aceea. Cum? Ce mesaj acesta al Evangheliei, al împărăției, aduce omul acesta când se duce în casa păcătoșilor? Stă la masă cu păcătoși, cu vame și cu femeile prostituate. Ce mesaj aduce omul acesta? Și Dumnezeu, cred că în dragostea lui, a rânduit această boală pentru el. Că atunci când era în boală, cred că s-a gândit Simon: oare ceea ce spuneau oamenii despre el, oare ceea ce am văzut eu, oare nu e adevărat? Oare poate Iisus acesta să vindece și de lepră? Și este vindecat, pentru că apoi îl vedem la masă cu Iisus. O, de atâtea ori ținem foarte mult la timpul nostru. Ținem foarte mult la iertare și o dăm cu gramajul. Doamne, de câte ori trebuie să iertăm? 7 ori se gândeau ei și deja i-am închis gura Domnului. Nu. 70 de ori câte 7. Păi e absurd, Doamne. Nu e absurd. Asta e risipă de iertare. Ceea ce a făcut Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Slăvit să fie Domnul. Poate are nevoie cineva de lângă tine, de timp, de un pic de timp. Lasă timpul acela. Noi spunem, nu vrem să risipim timpul. E adevărat. Și trebuie să fim calculați în timpul nostru. Dar sunt ocazii și sunt momente în care trebuie să risipești și din timpul tău, ca să dai atenție cuiva. Ne mai învață ceva cuvântul acesta, să facem risipă de frumusețe, de calitate. Suntem mulți dintre noi, și aici vreau să fac o paranteză, nu trebuie să tindem spre perfecționist și nu vreau să spun asta, că trebuie să fim perfecționiști. Dar multe lucruri le facem în modul nostru, frumos, așezate, poate o predică, poate eu mă pregătesc 2 zile, altul spune mie, îmi dă Domnul dintr-o dată aici 10 minute, altul pregătește o cântare mai multe zile pentru că vrea să dea ceva calitativ Domnului, altul face o lucrare deosebită și vrea să facă cu calitate. Și auzi replice celor din jur, pentru că până nu faci nimic, nu ai opozitori, dar atunci când începi să faci, se trezește opozitorii, cei care mustră, cei care observă, cei care strecoară țânțarul. Și vin și îți spun: dar ce atâta timp pierzi pentru lucrul acesta? Dar ce cu risipa asta? Dar ce atâția bani pentru lucrarea asta? Dar ce atâta timp pentru lucrul ăsta? Eu? Sau am fi putut face? Problema nu se pune în felul acesta. Dacă altul face și o face așa, o face din dragoste pentru Hristos, eu ce fac? Eu nu mai dau din gură? Haideți să continuăm să facem lucrul acesta. Dacă este unul din lucrurile care Dumnezeu l-a risipit, este acesta: Dumnezeu a risipit în frumusețe și în calitate. Asta și m-am întrebat. Dacă Dumnezeu l-a creat, ar fi creat totul în alb și negru, v-ar fi plăcut? Sau să fi fost în portocaliu și albastru? V-ar fi plăcut? Câtă calitate a pus Dumnezeu în tot ceea ce a făcut?
În multitudinea de culori, în tot ceea ce a făcut Dumnezeu, dacă în mare acolo ar fi trebuit câțiva peșteșori, ce era nevoie de toate barierele acelea coraliere, de toți peștii ăia în toate modurile colorați și fiecare peșteșor colorat în mii și mii de culori, fiecare floare în petalele ei cu mii și mii de nuanțe, de ce ar fi fost necesar atâtea detalii? Toate lucrurile acestea le-a pus Dumnezeu la dispoziția noastră. Când Dumnezeu face ceva, El face cu risipă de frumusețe, risipă de calitate, slăvit să fie Domnul. De ce noi atunci când face ceva pentru El, suntem așa de zgârciți și închiși? De ce nu o faci de calitate? De ce nu o faci frumos? De ce nu o faci risipă din lucrurile acestea? Pentru că o faci pentru Domnul. Iată încă unul din lucrurile pe care Dumnezeu le prețuiește. Și aș vrea să închei prin lucrul acesta. Fiecare lucrare pe care o facem, chiar și predicarea, totul, dacă n-are la baza ei dragostea, sunt în zadar. Știți ce a spus Apostolul Pavel? Că ținta poruncii este dragostea. Adică tot ceea ce facem noi trebuie să fie cu dragoste. Chiar și mustrarea, chiar și toate lucrurile să le facem din dragoste. Dacă nu le fac așa, n-au niciun sens. Și avem aici ca mărturie, capitolul 13 din 1 Corinteni. Tot ceea ce se face trebuie făcut cu dragoste, amin? A venit Domnul Iisus câteva pagini înainte, în capitolul 25 din Matei, înainte să fie întâmplat aceasta cu femeia și le-a spus așa: atunci când veți veni în împărăția mea, voi despărți caprele de oi. Și cei care vor fi dați la o parte vor spune: de ce, Doamne? Și le va explica Domnul Iisus de ce. Pentru că atunci când ați văzut un flământ, nu l-ați hrănit și eu eram acolo. Eu eram în flământul acela. Eu eram cu cel bolnav, eram cu cel singuratic, eram cu cel întemnițat, eram cu toți aceștia și n-am făcut și n-ai făcut nimica. Ai avut oportunitatea, ți-am vorbit să mergi acolo și n-ai vrut. De aceea, și oamenii și Iuda a luat în serios cuvântul acela și o pagină mai târziu, un capitol mai târziu, el foarte frumos afirmă lucrul acesta: Doamne, banii aceștia s-ar fi putut da săracilor, așa cum le-ai spus Tu, să îngrijim de săraci. Haideți să nu ne grăbim în a judeca. Cu gândul acesta vreau să închei. Să nu ne grăbim în a judeca pe oameni. De unde știu eu că în gestul lui, că ceea ce a făcut el, nu este un lucru pe care Dumnezeu îl apreciază și eu poate mă aflu judecător acolo? De unde știu eu că omul acela nu face ceva din dragoste pentru Dumnezeu și Dumnezeu îi place lucrul acela și mie nu-mi place și trebuie să spun părerea? Haideți să fim puțin mai încet la a judeca. Să fim grabniși la alte lucruri, la fapte bune și la alte lucruri pe care le îndeamnă Scriptura. Și să nu fim în aceia care judecăm. Când Iisus apreciază risipa? Atunci când motivația inimii tale este o motivație curată. Atunci când recunoști ordinea priorităților. Atunci când faci ceea ce poți. Atunci când jertfești și te costă. Și atunci când știi să prinzi momentul potrivit. Și la momentul potrivit tu să acționezi. Doamne, dă-ne înțelepciune în privința aceasta. Femeia aceasta a fost un model și a rămas pe pagina Sfintelor Scripturi. Fiecare dintre noi putem alege să copiem lucrul acesta sau să aleg să trăiesc mai departe cum vreau eu. Dar eu mă întreb, în final, ceea ce fac eu place Domnului? Dumnezeu apreciază? Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Amin.